doamna Ioana Rațu de Ileanu, care este membru Consiliului Director al Fundației Caritate Familia Rațu și care este director de marketing și comunicare internațională și director de brand și a fost și este pentru Sonia Michel Rojas. Este lider și mai multe companii. Vă rog să spuneți dumneavoastră pe toate și ne spuneți tot de cază, am înțeles, pentru astăzi. Vă rog un aplauze. Coincide cu experiența mea profesională. Am lucrat în numai în societăți familiale. Eu am lucrat numai în Occident. Deci am să vă vorbesc puțin despre experiențele mele în aceste societăți familiale, care au avut mult succes printr-o idee foarte tare creatoare. Au fost societăți care au avut notorietate și o bază comercială. Aș mai spune încă ceva care e foarte interesant. Este că aceste societăți pentru care am lucrat au avut o valoare adăugată, imaterială, care este acea capacitate de a ne face să visăm. O calitate foarte importantă. Dar eu eram în cosmetice, în produse de lux, și deci visul este ceva foarte important. Voi vorbi despre succesiune doar în două cazuri, în cazul de modă și cosmetice, în care se pune problema între valorile casei, tradițiile și inovația. Care este echilibru între aceste două elemente? Deci, experiența mea a fost de la Revlon. Revlon a fost în anii 70 liderul mondial al cosmeticilor, înainte de L'Oréal. După aceea am lucrat pentru societatea Estée Lauder în Franța și apoi în Anglia, Anglia fiind prima mare filială, cea mai importantă filială a societății Estée Lauder în lume. După aceea am dezvoltat licența Sonia Michel, care este o creatoare de modă, în cadrul parfumurilor Rochas, ca să avansez trebuie să schimbi. Deci, eu m-am mișcat, am pus să avansez. După aceea m-am dus la Revion. Revion aparținea familiei Bourriez, care era proprietara, adică este încă, a marilor suprafețe Cora. Or, Cora a făcut foarte mulți bani, face în continuare, are multă lichiditate, și în anii 70-80 era marea modă a diversificării, a lansării, a achizițiilor în lux. Pentru că era ce se numea dansatoarele. Făcea foarte mare plăcere proprietarilor, dar au plătit foarte scump această dragoste pentru dansatoare. Deci a fost Revion, am lucrat pentru Revion, pentru parfumuri, pentru accesorii și licențe și Bourriez a recumpărat, adică a cumpărat marca Karl Lagerfeld. Deci am avut marea, într-adevăr, este extraordinar să lucrez cu acest creator. M-am ocupat de comunicația mărcii Karl Lagerfeld. Și după aceea m-am ocupat și de Charles Jourdan, care a fost liderul pantofi și în anii 70 a fost, într-adevăr, o femeie elegantă, trebuia să aibă ultima creație a lui Charles Jourdan. Dar și în timp, Charles Jourdan a schimbat de mână în mână, nu mai era familiară și a dispărut. După aceea m-am ocupat de cosmetice, de Payot, care tot a început să fie familială și după aceea a devenit un mare grup. Și în final, de marca Rochas, de care am să vă vorbesc acum, în comparație cu creatoarea Sonia Michel. Deci, nu știu dacă Sonia Michel este implantată în România? Nu, dar este o foarte mare creatoare care a debutat, era o mică burgheză, de fapt. S-a căsătorit, aștepta un copil, soțul ei avea o butică în Paris, o butică de modă, și așteptând copilul, a vrut să-și facă un pulover, numai așa cum îi place ei, foarte aproape de corp.
scurt și tricotană în magazin. Oricând a terminat acest pulover, clientele care veneau în butică au spus, ce frumos, vreau și eu să cumpăr. Deci am început să fac o serie de, am multiplicat acest model în diferite culori, culori dulci, culori care nu se mai vedeau pe atunci. Și ce s-a întâmplat? El, magazinul a trecut prin magazinul soțului ei, a fost entuziasmată de acest model, a trecut în prima pagină a magazinului și totul este avalanșă, un succes după celălalt, Audrey Hepburn cumpără, pentru că îi place atât de mult acest model, îl cumpără și succesul. Succes, prima butică, deci crearea mărcii în anii 60 și dezvoltarea. Ca să te dezvolți, întâi trebuie să ai un teritoriu, o imagine, un stil. Ea a fost întotdeauna o pionieră. Deci a decis că cusăturile sunt aparente. Tivul nu mai există. Negru este o uniformă. Dungile, broderie, strasuri și special tricou. Și pe tricou a fost prima care să introducă mesaje scrise pe puloverile ei. Deci era imediat recunoscută. Ea a creat un stil prima oară, stilul parizienei, care este, pariziana are imaginea unei femei independente, elegante, dar sexy. De aici, ea a, a deschis o butică în Rue de Grenelle și, cum a dat toată arhitectura, un teritoriu, un stil, o colecție, trebuia să se dezvolte, să-și dezvolte și cifrul de afaceri și după aceea să-și dezvolte natural notorietatea. Deci a făcut, era foarte, avea curajul să facă lucruri pe care ceilalți nu le făceau. Și a lansat trei modele cu catalogul de corespondență care se numește Droschwitz. Natural, a fost mare scandal, foarte mulți au fost împotriva ei, cum să facă așa ceva, pret-a-porter de lux, să intre într-un, într-un catalog, articole ieftine. Nu numai, dar majoritatea ieftine. Dar asta a fost o preparare a lansării unui parfum. Pentru că ca să lansezi un parfum trebuie să ai mai multă notorietate. Pentru că trebuie să, în parfumul trebuie să ai cantități. Ca să ai cantități trebuie să ai cine să te cumpere. Deci să fii cunoscut. Și atunci, cum în anii 70-80 a fost nebunia ca fiecare creator să aibă parfumul lui, a decis, a semnat o licență cu parfumul de Rochas pentru crearea unui parfum și eu am avut marea bucurie pentru o femeie extraordinară să fac acest produs și să-l lansez cu ea. După parfum, și-a spus, trebuie să lansez o altă linie care să fie o linie pentru copii, alte linie care să fie mai ieftină, cum era pe trendul la toți creatorii de modă, o linie care se numește în scripțion Richel, după aceea pantofi, accesorii, o linie pentru bărbați completă, numai pret-a-porter, dar și accesorii. Bun, toate astea, anii au trecut, i-am îmbătrânit, era bolnavă, succesiunea, ce se întâmplă? Numai că ea, o femeie foarte pragmatică, o introdusese deja pe fata ei cu 20 de ani înainte. Deci fata ei a văzut cum se lucrează, ce este important în societate și așa s-a făcut succesul. Fata, Natalie Richel, care e acum președinte și director artistic al casei de modă, a continuat valorile și tradiția mamei. Dar a adus piperul ei. A lansat o nouă colecție, pentru că trebuia să... Tot timpul trebuie să fie cu noutăți. Deci, a lansat o linie vintage și după aceea s-a încăpățânat să facă propria societate de parfum în holdingul Richel. Ori asta e o mare eroare. Pentru că parfumurile atrag foarte mulți, cred că totul e posibil, că este ușor, dar un parfum nu e totul să-l creezi, trebuie să-l susții. Cu publicitate, ești în competiție cu marile grupuri și dacă nu ai
notorietatea și suportul publicitar, mor. Deci, a fost o eroare. A continuat, mă rog, ce-a făcut mama a fost excepțional și că a creat, este o perunitate, a renoit magazinul mare din inima cartierului Saint-Germain, pe Bulevardul Saint-Germain, și în acest cuib care este consacrat femeii, a făcut ceva tot așa, un fel de esclav, ceva neobișnuit, urmărind trendurile socioculturale, a lansat un toy, un sex toy în magazinul Sonia Piquet. Bun, asta a făcut multă vârvă, i-a făcut notorietate, nu, dar toate societățile, vedeți, când trec de la o generație la alta, trebuie să se mențină tinere prin diferite artificii. Deci, colecții, tipuri de creație și, în acest caz, sex toy. Și toate colorate, foarte colorate. Sub o vitrină. Și, în același timp, altceva care destul de rar se face, se creeze o colecție de lejerie și de tricouri care se vând la H&M. Deci, un fel de a lărgi notorietatea la un preț modic. Deci putem spune în concluzie despre Sonia Riquel că succesiunea de la o generație la alta s-a petrecut în continuitate și nu în ruptură. Acum, în comparație, dacă vorbesc despre Rochas, vedeți că situația este complet. Rochas, în anii 20, Marcel Rochas, a fost un mare, mare creator de modă. Un om plin de idei, foarte interesat în tot ce este, nu interesat, chiar cultural, actual. Este un om care a creat un stil de sobru, elegant și tineresc. Magazinul Vogue chiar l-a numit creatorul tineretului, dar natural, cu multe mijloace financiare. Și-a creat crearea unei colecții, un magazin, o butică în Faubourg Saint-Honoré, după aceea s-a mutat în inima mărcilor de lux la Avenue Matignon și a dezvoltat un look. Ca să te impui, trebuie să ai personalitatea ta și inovația ta. Deci, silueta pe care o propunea era o silueta arhitecturală. Dar nu era suficient, pentru el alegerea țesuturilor era foarte importantă prin grafica care se completa sau accentua această siluetă arhitecturală. După aceea a evoluat, fiind foarte interesat de tot ce este expoziție, arhitectură, păsări, flori, a lansat o rochie care l-a marcat pe toată lumea, este o imagine iconică, rochia pasăre. O rochie neagră, lungă și pe decolte un foarte mare pescărușar. Idee care a fost după aceea furată de Yves Saint Laurent, anul după aceea. Dar nu se uită că Marcel Rochas a fost cel care a inventat acest lucru. Deci, forma amforă după aceea, a făcut o secție de cinema, făcea foarte multe costume pentru cinematograf, Gloria Swanson, Mae West erau marile clientele lui favorite. Dar ce se întâmplă? Că orice tânăr și inovator aude de parfumuri. Și atunci lansează în anii 30 trei parfumuri. Dar își dă seama că are nevoie de bani, mai mulți bani. Și atunci ce face? Se asociază cu un grup de șampanie, Gosset, în anii 1944. An care corespunde și cu a treia lui căsătorie, cu o femeie foarte tânără, avea 19 ani când a cunoscut-o, s-au întâlnit în metro. Dar această
și atât de elegantă natural, că a devenit muza și ambasadoarea mărcii lui. Hélène Rojas a fost numită de Women's Wear Daily. Women's Wear Daily este jurnalul profesional american care taie și spânzură. Dacă vreți să fi lansat, trebuie ei să-l balanceze, sau dacă vă omoară, ei vă omoară. Deci ei au declarat că Hélène Rojas este femeia cea mai elegantă din lume, care a ajutat marca chestia asta. Deci, ce se întâmplă? El lansează pentru ea primul parfum, mare parfum, FAM, care continua cu forma de amforă pe care o lansase în modă. Flaconul era lalic, superb, și flaconul era într-o cutie din satan roz și cu incrustație de dantelă neagră de chantilly. Deci era o minune, a mers foarte bine, era un parfum, adică creația era foarte originală și a făcut o mare bâlbă. Dar ce se întâmplă? Parfumurile îl interesează mult mai mult pe Marcel Rochas decât moda. Vede că dă mai mulți bani. Și atunci decide în 53 să închidă casa de modă și să se consacreze parfumurilor. Dar nu doar în 55. Ce se întâmplă atunci? 55 cinere ea societatea. Și Hélène Rochas devine atunci președintele societății, președinta societății și directoarea artistică. Ea continuă ceea ce a făcut soțul ei prin implantarea masivă în Franța și la internațional. Și se lanseze, pentru că pe vremea aceea, lansările erau mult mai rare. Cel puțin la 10 ani un parfum. Și atunci, în 1960, lansează Madame Rochas, care generația sunteți foarte tineri, să știți, că Madame Rochas a fost unul dintre marile parfumuri pe care toate femeile vreau să-l aibă. Și în România, țin minte copilul, când era mică, că la coada calului, Madame Rochas, erau trei chestii în România, să ai parfumul Madame Rochas, pudra Carmo, și roșu de buze de la Revlon, Vermillon. Asta era $1,000,000 se numea. Nu m-a făcut așa. Gata. Așa am terminat. Deci, era. Așa, la Vermillon. Deci, ea lansează, dar lansează un parfum care se numește Otaz, care este îndrăznată, care era tot exceptat îndrăznată. Deci nu a mers. Pe asta a coincidat și cu divorțul ei, cu probleme personale, și a decis de a vinde. Ori a vândut cui? Unui mare grup farmaceutic, Rusel Jaff, care, ca toate grupurile farmaceutice, au un exces de lichiditate și și-au spus, dacă cumpărau parfumul de Rochas, trebuie să lansăm foarte multe lucruri și să mulcem vaca. Deci, au făcut o mulțime de lansări, nu știu câte parfumuri feminine, masculine, o linie de machiaj, a utilizat pe care au menti, care e arhitecta, care a făcut Muzeul d'Orsay. După aceea, accesoriile Rochas, redactoarea în șef de la Vogue Franța, licența Sonia Riquel și toate aceste lucruri, cam în același timp, cu un buget care trebuia să se împartă între toate aceste noi Așa. Deci, nu a fost, calculul a fost foarte prost, o politică și o strategie proastă și Rusel Claf vinde cui Vela, Vela, care, nu vă spun câte mărci are Vela, Cosmopolitan International, Cosmetics, în care Rochas, grupul celorlalți, este devine mai fărâmă și după aceea tot Vela se revinde la, pentru că asta este viața azi, Vela se revinde
numele lui Procter & Gamble. Catastrofă, dacă vreți, aceste grupuri pentru mărci care au o identitate, o personalitate, să intre în aceste grupuri, ele devin un număr. Pentru că aceste grupuri sunt interesate, cum să spun, concluzie, dacă tragem o concluzie, este că societățile familiale au mare, exact cum a spus Sergiu, cum a spus și Alex, societățile familiale au o strategie de termen lung. Deci ele pot să au o idee și își aranjează bugetul și banii ca să acopere toată perioada necesară. Dar marile grupuri, care sunt sub presiunea, cum ai spus, sub presiunea acționarilor, trebuie să arate tot timpul creșteri de cifre de afaceri. Ori aceste creșteri de cifre de afaceri obligă societățile să facă pleton, să zice pleton, foarte multe lansări, foarte multe dezvoltări, care nu sunt toate susținute, pentru că cifrul de afaceri ale acestor mari grupuri vine din noile achiziții. Noile achiziții arată un plus de cifrul de afaceri. Dar nimeni nu se uită ce se întâmplă cu micile mărci care au fost înglobate în totalitate, în masa asta enormă. Ce se întâmplă cu ce? Mai trăiesc? Mai trebuie să le ajut? Și asta se întâmplă că încet, încet, aceste mărci aproape că nu mai există. Azi, Roșas, notorietate zero, singura linie care e cunoscută de această marcă este Odo Roșas, care, de fapt, domnilor și domnilor, este un foarte bun jus, se spune, un foarte bun parfum, dar care este tratat, în loc să fie luxos, este ca o produs de masă. Și, în plus, ironie, pentru că asta e o problemă. E foarte greu să ai un nume. Domeniul nostru al luxului și al cosmeticilor, parfumurilor, numele este ceva foarte important, pentru că este purtător și de vis și de concept. Ori, Roșas avea numele FAM. FAM a intrat în grupul Procter & Gamble. Și ce s-a întâmplat? Oh, s-a mutat, l-au luat grupul, adică PDG, CEO, a luat numele FAM Roșas și l-a dat la POS. Așa se întâmplă. Adică nu mai există cantitate. Adică poți să iei un flacon de la unul, treci la altul, numele de la unul, treci la altul. Îți pierzi sufletul. Și, de fapt, o marcă nu poate trăi decât dacă are teritoriul personal bine subliniat. Vă dau mulțumesc! Asta înseamnă influență, să ai viziune.
Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc frumos!